Pe Flavian Glonț l-am întâlnit prima dată pe scena Casei de Cultura Sindicatelor din Câmpul Lung în 2013, când a participat la Balul Bobocilor și a arătat unei săli arhipline ce știe să facă atunci când are în preajmă unul sau mai multe cuburi Rubik. Apoi a explicat la microfonul Mușcel TV de unde pasiunea în acest domeniu, iar 2 ani mai târziu, în 2015, a câștigat împreună cu încă 2 prieteni show-ul de televiziune România au Talent, emisiune difuzată cu audiențe amețitoare de Pro TV. Așadar, pentru tânărul câmpulungean, cubul Rubik nu mai are niciun secret. Drept urmare, s-a reorientat spre un alt domeniu, descoperit ca și cubul, tot din întâmplare, undeva prin clasa a 12-a, biliardul. Spune că a găsit conexiune cu vechea sa pasiune bazată pe geometrie, îndemânare și logică. Totul ne-am cunoaște ca și personajul cu acest cub Rubik. Am devenit și cel mai talentat român cu ajutorul cubului Rubik, dar astăzi m-am reprofilat, ca să spun așa, nu în totalitate, încă mai practică această activitate, dar acum sunt și cu biliardul, într-adevăr. Este un sport foarte interesant, l-am descoperit în clasa 12-a, când am ajuns într-un club de biliard împreună cu colegii mei de la liceu și la acel moment a fost o conexiune asemănătoare cu momentul în care am descoperit cubul Rubik și am știut că probabil va fi un sport la care mă voi pricepe foarte bine, dacă de asemenea voi și practica extrem de mult. Știam cumva din cubul Rubik ce înseamnă să te apropii de apogeul mondial și am început să practic treaba asta și pe biliard și se pare că merge foarte bine, îmi place foarte mult sportul, sunt foarte asemănătoare, geometrie, îndemânare și foarte multă logică, stăpânirea emoțiilor în momentele critice și așa mai departe. Sunt foarte multe lucruri asemănătoare, mă pasionează foarte mult și sper să ajung cât mai departe și în acest sport, de ce nu? Practică biliardul de numai câțiva ani, iar rezultatele nu au întârziat să apară. Chiar în weekend a reușit să câștige în București un concurs rezervat amatorilor. Mai mult decât atât, într-o competiție pro, l-a învins pe actorul Augustin Viziru, un jucător experimentat și de la care Flavian a avut de învățat. Eu particip la clubul IDM din București, la anumite concursuri. Ele sunt împărțite pe 2 categorii, categoria de amator și categoria de pro. Particip destul de des la amândouă. Ultima dată am câștigat competiția de amator, nu este prima dată când o câștig, este a 2-a oară, dar mai am și alte titluri câștigate la alte cluburi din București. În momentul de față mă concentrez foarte mult pe aceste competiții, pentru că în București sunt destul de mulți jucători foarte buni și cu aceste participări pot să-mi cresc foarte mult nivelul de joc. Nu ești considerat un jucător de top dacă ai câștigat o competiție, trebuie să joci mult mai mult, să ai rezultate din ce în ce mai bune și, teoretic, la sfârșitul unui sezon se poate spune cine este cel mai bun jucător. Adică dacă eu, spre exemplu, mă clasific în 5 competiții în semifinală și un alt adversar câștigă una din ele, dar la celelalte 4 se clasifică în maxim primii 16, la sfârșitul sezonului eu o să fiu considerat un jucător mai bun. Deci, practic, targetul meu este să fiu clasificat cât mai bine la sfârșitul acestui sezon. Despre asta este biliardul. În primul rând, vreau să îi mulțumesc lui Robert Braga, lui Augustin Viziru și lui Raul Maican. Ei sunt 3 personaje care au văzut talentul acesta al meu la biliard și m-au încurajat foarte mult să-mi urmez acest drum. Fiecare a contribuit cu anumite lucruri poate minore din punctul lor de vedere, dar pentru mine au însemnat foarte mult. Am și furat destul de multă meserie, ci drept, uitându-mă la ei. Iar cea mai recentă victorie este cea contra lui Augustin Viziru. Am câștigat 8-5 în sferturile de la competiția pro de la IDM. Poate pentru multă lume, cine nu cunoaște Augustin Viziru, pe lângă faptul că este un actor foarte cunoscut, el este și fost campion balcanic la biliard, iar această victorie pentru mine este foarte importantă. Nu pot să spun neapărat că sunt mai bun ca el, probabil nu sunt, dar pur și simplu victoria m-a ajutat să fiu mult mai convingător în meciurile pe care le voi avea pe viitor și asta îmi va crește foarte mult nivelul. La prima vedere, când vine vorba de biliard, obiectivul lui Flavian Glonț pare unul îndrăzneț. Multă lume mă întreabă acest lucru. Eu vreau să ajung campion mondial. Pentru mine ar fi un lucru extrem de important dacă probabil într-o zi eu o să reprezint România la Whirlpool Masters sau, de ce nu, să plec pe circuitul Eurotour și cine știe, probabil voi ajunge și la Mosconi Cup în
echipa Europei. Eu țintesc tot timpul foarte sus și muncesc pentru acest lucru. Încă nu mă dedic momentan 100% pentru că în paralel mai am și facultate, mai am și activități cu cubul Rubik, dar în curând o să încep să mă reprofilez și mai mult pe acest domeniu pentru că îmi place foarte mult, mă regăsesc extrem de mult în treaba asta. Îmi place foarte mult ideea de a călători în întreaga lume și ce pot să spun, asta este ținta mea, deci tot timpul voi ținti către apogeu și mai departe. Îndrăzneț sau nu, este de urmărit parcursul său pentru că Flavian Glonț a demonstrat că este un ambițios și nu întâmplător deține, chiar și pentru un sezon, titlul de cel mai talentat român.